Da, a trecut ceva vreme de când am mai văzut acest meniu, așa că salutări și bine a revenit după o lună pe Inim de Fier 4, modul Kaiserreich, care a luat recent un nou update. Și pentru cei ce nu știu care se treabă cu acest mod, ei bine, ne aflăm într-o lume, după cum ne scrie și pe acest logo, în care Germania, sau mai bine zis puterile centrale, au câștigat primul război mondial. Și v-am întrebat în secția de comunitate cu ce țară să joc din acest univers și spre surprinderea mea a câștigat Rusia, deoarece m-am așteptat să câștige Imperiul Austro-Ungar, fiind o țară cu care nu m-am jucat înainte. Oricum, se cam află pe locul 2, de s-ar putea în viitor să încerci această țară. Gata cu vorbăria goală, ne ducem aici, New Game, și ne selectăm acum țara. Și apropo, folosesc un mod pentru steaguri, deoarece m-am străduit să văd steagul de război al Germaniei ca fiind ăla oficial. Am intrat pe campanie și după cum se poate observa, Rusia nu arată foarte bine. Și am și o grămadă de întrebări în legătură cu Rusia, adică are sens să arate așa partea de vest cu Ucraina sau Lituania datorită tratatului de la Brest-Litovsk, sau sudul cu Georgia și Azerbaijanul datorită tratatului de la Batumi, adică orașul ăsta. Totuși, ciudat că nu este Armenia, deoarece în acel tratat, Imperiul Otoman a recunoscut independența țării, în fine, prea multe detalii. Dar, de ce existi tu aici? Ce-s cu țările astea din Asia Centrală? Și ce mai e și asta? A, da, și mai zic că în continuare, Alexander Kerensky este președintele Rusiei. Și mă surprinde și faptul că Rusia este o democrație și nu o dictatură militară sau ceva de genul. Și că tot am mai dat o privire prin Europa, mi-am reamintit că Imperiul Austro-Ungar trebuia să fie împărțit în halul ăsta, în loc să fie o singură entitate și să existe doar niște decizii în legătură cu această federație, că Italia după nu știu câți ani se află în continuare într-un război civil, a da, sau că America o să explodeze. Și mai bine mă opresc aici că m-am cam plâns destul. Și dacă vă întrebați ce o să face pe această campanie, ei bine, ne vom duce cu o Rusie super revanchistă, adică vom instaura un regim dictatorial, adică ne ducem pe ruta asta mai exact, și o să încercăm să ocupăm teritoriile din vest, din sud, Asia Centrală și să scăpăm de asta. A, da, și să înfrângem odată și pentru totdeauna Germania. Am avut și președinte. Și acum avem aici patru variante, unde noi, bineînțeles, o să ne ducem cu ultima, adică afacerea Kornilov 2.0, care de data asta a funcționat. Și acum suntem o dictatură militară. Da? Nu prea bine, deoarece în curând în Rusia o să urmeze o serie de epurări. Ne-a lovit și criza economică, așa că după ce trecem cu acest focus, imediat ne ocupăm de secția asta. Ne-a murit generalul și acum în Rusia îl avem la putere pe Hitlerul din acest univers, adică tipul ăsta. Și văd că deja începe bine. Ups! Un alt eveniment în care nu suntem de acord cu tratatul de la Brest-Litovsk și că vrem să recuperăm teritoriile pierdute din primul război mondial, bla bla bla. Totuși, mă atrage imaginea asta editată cu liderul nostru, deoarece acolo, înainte să fie photoshopată, era portretul lui Stalin și acolo era cu steagul Uniunii Sovietice, loc să apară steagul cu alb, albastru și roșu. Că tot mai am extins armata și că este mult mai stabil din punct de vedere politic, ei bine, acum a venit timpul să ne extindem. Gata cu focusul, acum mă aflu în război cu toate țările din Asia Centrală, ne selectăm mareșalul, ne tragem un plan până aici jos, îl activăm, punem să fie executat super rapid, deoarece au foarte puține trupe și dăm acum play. Și acum trupele noastre penetrează. Și sper că voi o să vă mișcați și că nu o să fiu nevoit să vă mut manual. Aproape gata cu Asia Centrală, doar ocupăm acest oraș și de fapt nici nu mai trebuie, deja a capitulat. Și cum de această regiune a fost securizată, acum trecem tocmai în partea de vest. Adică va trebui să mă duc tocmai pe aceste focusuri de aici, până o să ajungem tocmai aici. Așa că următoarea noastră țintă este Uniunea Don-Cubanului. Nu mă întrebați de ce există această țară, dar va trebui să scăpăm de ea, numai cu o problemă. Germania îi garantează independența. Dar, dacă dăm o privire la acest focus, e bine, țara scapă de acea garanție, ceea ce înseamnă că putem să o invadăm. Cum era de așteptat, îi zdrobim pe ăștia și cam într-un minut, dacă dau și viteza la maxim, a trebui să fie gata. Și gata cu conflictul, unde o să ne alegem cu o grămadă de teritorii. Am ajuns cam pe la finalul focusului, numai că nu putem să atacăm acum Germania, deoarece trebuie să așteptăm până la această dată, 1 august.
Oricum nici nu intenționam să atac acum, deoarece mă aflu într-un proces de înarmare și acum ne pregătim și tankurile, care din păcate apar pe hartă ca un simplu pătrat. Acum a dispărut de tot pătratul ăla. În fine, oricum ne pregătim tankurile invizibile și după aia o să zdrobim Germania și aliaților, adică Ucraina, Belarus, Lituania și Ducatele Unite Baltice sau ceva de genul. Am ajuns în vara anului 1940, fronturile sunt aproape pregătite, de exemplu ăsta împotriva Germaniei, finlandezi și așa mai departe. Mai avem de lucrat puțin la asta sudic, dar oricum pot să dau direct deploy la trupe și după aia o să apar aici. Așa că acum a venit timpul să luăm și acest focus, ceea ce înseamnă că în curând o să înceapă și al doilea război mondial. A început războiul și strategia mea este următoarea, adică o să atacăm prin Ucraina, deoarece ăștia nu prea au forturi și au foarte multe câmpie. Dar dacă ne uităm în celelalte zone, aici foarte multe fortificații, avem de trecut un râu foarte greu de penetrat și aici avem foarte multă pădure. Deci, în partea asta de nord, pe defensivă, în sud, pe ofensivă. Așa că ne activăm planurile, dăm puțin play. Și acum a trebuit să se extindă ăștia. Ce îmi place că mi-a apărut și acest eveniment, deoarece primim foarte multe buff-uri și foarte bune de asemenea. Așa ne crește aici stabilitatea, ne-a schimbat conscripția pe Moca, așa că ne rămâne putere politică pentru economie. Dominăm ca lumea pe frontul ucranian, din punct de vedere aerian distrugem tot, dar parcă aș vrea să capturesc mai repede și zona asta din orașul Baku, deoarece în Azerbaijan avem o grămadă de ulei. Ulei care este folosit pentru industria germană de război. Și dacă le luăm tot uleiul ăsta, e bine, germanii nu o să mai aibă ulei pentru nave, avioane, etc. Dar pot face continuare negoți cu România. Oricum, în fine, ideea e că le tem o parte din ulei și o să ne vină nouă, ceea ce e super, deoarece mi se cam duce rezerva mea. Jumătate de Ucraina ocupată. Din păcate nu putem să trecem aici de fluviul Nipru, dar nu contează deoarece venim din sud. Pe frontul caucazian, Georgia capitulează în curând, ne-am apropiat de orașul Baku și vești bune tocmai din vest, deoarece Franța împreună cu Uniunea Britanică au declarat război Germaniei. Bun, au capitulat, ceea ce înseamnă că le-am primit echipamentul și că le-am prins aici divizele inamicilor. După ce scăpăm de ele, după aia direct pe Belarus, Lituania, după o să prindem trupele de aici și apoi direct spre Germania. Și acum a dat de niște vești mai puțin bune, deoarece va trebui să ne ocupăm și de Austro-Ungaria. Încerc să pătrund în Belarus, numai că nu prea merge, deoarece ne cam bat din punct de vedere aerian, dar nu e diferență mare, adică am același număr de avioane, dar bara de aici nu zice că ne domină. Ceea ce înseamnă că o să avem multe chestii pe roșu. Măcar a capitulat Georgia și acum avem cale liberă spre uleiul din Baku. Gata și cu Azerbaijanul, ceea ce înseamnă că ne-am scos cu uleiul lor, adică acesta de aici. Și dacă vrem să facem rost de mai mult ulei, ei bine, ne ducem tocmai aici, apăsăm pe butonul ăsta, Azerbaijan, și punem asta de aici, ca să extragem mai multe resurse. Și că tot ne-am securizat uleiul, în sfârșit bara de aici ne crește. Dar văd că otomanii n-au nimic aici la graniță, de-abia dau un soldat acolo. Și cum avem aici niște decizii în legătură cu ei, ia mai întâi să începem cu Armenia și să vedem ce răspuns o să dea în 40 de zile. Și se pare că mi-au acceptat oferta. Așa că momentan au scăpat de război, dar după ce termin cu Germania, s-ar putea să revin înapoi la ăștia, deoarece n-ar fi rău să am și acces la Marea Mediterană, dar din păcate nu putem, deoarece strântoarea asta este controlată de otomani. Și între timp în Azerbaijan, de la 70 ulei cât produceam când am ocupat regiunea, am ajuns la aproape 161. Întorcându-ne pe frontul vestic, Minsk a căzut și dacă nu-și mută ăștia trupele de aici să țină această zonă, țara o să capituleze în curând, ceea ce înseamnă că trupele de aici o să fie înconjurate, sau măcar o parte dintre ele. Gata cu Belarusul, acum a dat startul unei ofensive generale și sper că nu trebuie să intervină. Spre surprinderea mea, chiar penetrăm și în Finlanda, în sfârșit, avansăm. Și dacă capitulează țara, ne mutăm trupele tocmai aici, ceea ce înseamnă că o să avem o ofensivă și mai puternică. În doar două luni, tot frontul de est a Germaniei a căzut, deoarece nu mai există nici Lituania, nici Ducatele Unite Baltice și așa mai departe. Și acum intrăm în Polonia, avioanele aproape domină totul, dar oricum nu mai au cum să mai reziste.
deoarece de-abia au trupe. Gata, atât a fost cu ăștia. Aici l-am prins peste 30 divizii. Divizii care ar fi fost excelente să țin aici, deoarece, după cum se poate observa, toți de aici au organizare aproape pe zero. Și văd că a început cursa pentru Germania, dar din păcate pentru britanici. Eu deja am ajuns la Berlin. Doar întâlnit tankul aici, de viteză maximă și... firar. Am intermit ăștia de aici. Dar în câteva secunde a trebuit să cadă orașul. Sau nu mai contează, oricum o să cadă imediat. Păi ce scăpăm iarăși de acești soldați. S-a dus Germania și acum pentru a termina odată cu acest război trebuie să capturăm doar Viena și gata. Că tot a căzut Germania, acum va trebui să decidem soarta teritoriilor ocupate. În urma războiului, cam așa arată Europa. Ne-am pus niște regimuri marionetă pe aici prin centru și estul Europei. Acum trebuie să ne ocupăm de Bulgaria, care nu știu de ce s-a decis să intre în Alianța Germaniei, tocmai pe la final. Și să scap odată și de chestia asta de aici. Gata și cu celelalte conflicte, ceea ce înseamnă că gata și cu campania, unde Europa a fost împărțită în alianța mea și cealaltă alianță, a treia internațională. Ciudat totuși că România e neutră, în fine. Din păcate n-am o decizie în care să o invit. Numai că am curos de niște teritorii de la ea și cam atâta. În fine, important e că am câștigat. Așa că am fost Azurax și ne vedem data viitoare.